Bună ziua! Deschidem partea a doua a programului Salonului Editorial Ion Heriade Rădulescu din ziua de astăzi. Noi am mai avut încă două lansări în prima parte a zilei. Astăzi lansăm lucrările editate la editura Singur și este vorba de doi prieteni apropiați mie și Bibliotecii Județene și dau cuvântul domnului Doru Dăncuș. Mulțumesc! Vreau să spun că nu contează că suntem așa de puțini, contează foarte mult cine suntem cei care suntem prezenți aici. Am pregătit pentru dumneavoastră de fapt, domnul Coandă i-a dat în ultimul moment cărțile să le citească. El va ține cuvântarea cea mai lungă, cred, urmând după aia să domnul Țoasă cu o prezentare de carte a Ramonei Miller, pe care am meditat-o, îmi cer scuze că vorbesc așa de greu. Oricum, față de anul trecut, cred că mi-a mai revenit. Îi dau cuvântul domnului Coandă. Mulțumesc, domnul. Am răspuns cu prietenie la invitația lui. Mulțumesc și domnișoarei profesor, domnului doctor Adinseric, pentru invitație. De obicei, eu sunt un fel, cum spun prietenii mei, mașă comunală la orice manifestare, vină un glas și dă din papagă. Bun. Am făcut un spirit de glumă. Dar am răspuns din prietenie pentru Doru și pentru distința lui și limasa lui soață, care îl însoțește pe drumul vieții, cu grijă, cu atenție și cu iubire. Și pentru că amândoi fac o ispravă extraordinară, am spus-o și anul trecut, am spus-o și în câteva cronici despre cărții lui Ștefan Doru Dăncuș. El, care se consideră, de ce nu știu, singur, printre străini, cum spune un scriitor român, dar el nu este singur, oricum în cetate, cetatea l-a adoptat, cetatea îl prețuiește, chiar îl iubește. Dovadă că atunci când a fost vorba să îl validăm în istoriile literare enciclopedice ale cetății Târgoviștei, i-am oferit locul pe care îl merită. Este și în enciclopedia Târgoviștei și în istoria mare a municipiului Târgoviștei. Așa că, Dorule, nu te mai da de singur, ești al nostru, ești aici în cetate. Cândva mi-ai făcut o mărturisire, noi amândoi undeva avem rădăcini arterene, ne înțelegem foarte bine, și mi-a spus că, spre surpriza lui, nu s-a așteptat să se adapteze atât de bine la Târgoviște, în regatul ăsta al opincarilor, al miticilor lui Caragiale. Știți cum este vechiul regat. Nu trebuie să spună neapărat. Unii care sunt de fel de aici, știu cam care este starea de spirit. E, totuși, Doru se pare că a înfruntat acest miticism al vechilor regățeni și iată-l târgoviștean de atâta vreme și face o treabă extraordinară, singur, dar printre prieteni. Face Doru pentru că, iată, eu răspund la invitațiile lui, biblioteca răspunde, toată lumea care știe când să aprecieze cultura de bună calitate răspunde la invitațiile lui Doru. Doru are, schimb, o meteacnă. Vrea de tot. Când are chef să mă cheme să dau din papagal, îmi pune în brață un sac de cărți. Și ce ia le și citește. Acum câteva zile mi-a dat așa un pogon de cărți și m-am uitat și eu mult la ele. Ce să fac, cum să fac. Și ca să nu pierd vremea, pentru că mai eram prins și în alte manifestări, m-am așezat la Biblioteca Județeană cu minte într-un scaun la o masă, am stat câtva timp acolo, le-am luat, le-am citit pe unele pe jumătate, pe altele în diagonal, că nu poți să citești un pogon de cărți, cum să spun eu, cap-coadă, mai ales când te așteaptă emoția prezentărilor. Bine, am depășit de mult asta cu emoția prezentărilor. Recunosc că singurele cărți pe care le-am citit în întregime,
pentru că le-am avut din fericire mai devreme, au fost cărțile domnului dr. Părăianu, i-am făcut și o prezentare, cred că a apărut la sau apare în ziarul unde colaborez cu buni, și o să aibă șansa. Celelalte le-am citit cam în diavol, o carte care iarăși am avut-o de la dor, a fost cartea foarte interesantă, dar o să zic la timpul potrivit, Căminul Racovița domnului Gric Gociu, nu știu dacă e pe domnului Gociu, nu este. Restul sunt un roman, l-am citit pe jumătate, dar știam despre cine este vorba, pentru că l-am cronicărit de câteva ori, se vorba de Adrian Melicovici. Și mai e o carte, pentru că am și prefațat-o a lui Alex Vâlcu, Alex Vâlcu, din păcate nu-l văd astăzi. Restul l-am citit cam jumătate din cărțile de versuri, cărțile de versuri se fac mai ușor și am să încerc acum despre cărțile respective să-mi dau cu părerea cât mă pricep eu la deșifra sensul unor. Să încep cu cărțile de proză. Adrian Melicovici este un dâmbovițean, nu departe de aici, de la Moreni, din orașul petroliștilor dâmbovițeni. Actualmente este locuitor în Cisme. Cisme care în Cisme vorbesc, pe undeva prin mijlocul Cismei, pe aproape de Bolonia. S-a dus acolo să se facă italian. Bănuiesc că s-a și îndrăgostit, trebuie să un veșnic îndrăgostit, dar se simte bine. Isprava lui cea mai mare a fost acum vreo câțiva ani în urmă, dacă nu mă înșel, vreo 4 ani, când s-a încumetat să calce pe urmele lui Badea Cărțan și a făcut o călătorie pe jos, de la Cetatea Eternă a Târgoviște, la Cetatea Eternă de pe Tibru, la Roma, iar steagul care l-a purtat în spate, 2000 de kilometri, la dăruit Societății Scriitorilor Târgovișteni, care l-a așezat la loc de cinste în sediul ei. Este un om îndrăgostit de Târgoviște, vreo două romane care le-a publicat înainte de a se împământeni, că ne-a spus că se va împământeni, gata, definitiv, în Italia. Au fost niște romane dedicate orașului Târgoviște, încercând el să își facă cititorul un fel de preumblăresc prin istoria cetății. Chiar și în primul lui roman, ceva despre Sodoma și Gomora la sensul metaforic, chiar și în al doilea roman, chiar despre cetate, a lăsat o mărturie, umblând prin documente, mai trăgându-mă pe mine de limbă ca istoric să mai aflu una și alta, și a scris două romane interesante, două romane chiar emoționante despre trecutul istoric al Târgoviștei. Și acum vine cu un roman de tip social, axat pe contemporanitate, lanțuri e o chestie metaforică, bineînțeles, lanțuri de unei educații prin care trece la ora actuală treia generație, nu numai din România, dar și din Europa. Într-adevăr, la ora actuală înregistrăm un deficit de educație moral cetățenească, cum spuneam în altă dată, dar o chestiune de educație la modul general în toată Europa se resimte și în Franța și în Italia. Acest avans tehnologic uluitor, mai ales pe trend electronic, ne-a luat pe toți prin surprindere. Trăim, cum spun eu și le spun și nepoților mei, cu capul în peșteră, adică în net. Uneori netul ăsta ne tembelizează, trebuie să recunosc. Eu mă cam feresc, încerc să scap de blestemăția asta, pentru că altfel aș sta toată ziua cu ochii în el și n-aș mai citi și n-aș mai scrie nimic. Dar generația tânără suferă. Această influență a netului este periculoasă, ceea ce a constituit subiectul cărții lanțuri. Lanțurile acestei educații care este dată peste cap în lumea contemporană în care se globalizează și încercăm să găsim noi căi pentru educația generațiilor viitoare. Nu le-am găsit încă. În România observați că se fac reforme peste reforme. El vorbește și despre așa ceva în romanul Lanțuri. Nu dă o soluție, nu sunt soluții de dat la ora actuală, nu le găsim, chiar noi educatorii nu știm cam ce am putea oferi tinerii generații, cum să o îndepărtăm sau nu, că aici este o întrebare cu risc, să-i lăsăm pe tinerii, nu știu, cu ochii toată ziua, bună ziua, în net, în tabletă, chiar în noile tipuri de mobile, de mobile, cum spune englezii, iPhone, iPod, mai ce, alte poduri. Dar nu sunt poduri pe care trebuie să le traversăm spre cunoaștere, dar asta este tema romanului Lanț. Apoi este Căminul Racovița al lui Grigu Gociu, un roman în trei volume, foarte interesant, amintit de cămin studențesc. Fu trimite la riscurile de a fi student căminist în vechea epocă socialistă,
cu portretizări morale, deci este o carte care merită citită, este ca un fel de jurnal de existență studențească într-o anumită vreme în această țară. Este de fapt Mehe Dințean, dacă nu mă înșel, Dorule, da, de la Drobeta Turnul Severin, de la capul podului lui Traian. Am să încep, îmi cer scuze cu cel pe care l-am citit, i-am citit cele trei urme de versuri pe care mi l-a pus Doru în brațe, ale domnului doctor Virtum Părăianu, spuneam că i-am făcut și o cronică. Pentru mine, față de anul trecut, când am vorbit despre domnia sa, am constatat cu satisfacție de altminte că este un om care știe să se autodepășească. Știți care sunt discurile poeziei de astăzi? Dincolo de faptul că în România se scrie enorm poezie, enorm, și foarte multă maculatură, din păcate. Dar fiecare își închipuie că este poet. Totul a pornit de la o, de la o glumă. De fapt, a fost o glumă a lui Alexandri, când Alexandri a spus că poet, tot românii e poet. Ca să știți foarte bine, nu s-a referit la faptul că este îndrăgostit de poezie și e atât de plin de har, încât dă pătin afară poezia din și mai poate. El s-a referit la o anumită psihologie a poporului român, puțin poet câteodată, într-o vreme în care, la vremea lui Alexandri, încercam să creăm unitatea națională, aveam un vis, eram niște poeți la un moment dat, niște care sunt în jocurile geopolitice privind România. Aici a fost chestia. Dar de la Alexandri, cum românul este mitoman, a zis, că da, domnule, dacă a zis Marele Alexandri că tot românul e poet, toți românii sunt poeți. E, de acolo ni se trage și păcatul ăsta, că după Revoluția din decembrie 89, odată cu apariția acestei avalanșe, care nu era de adminte de edituri particulare, ăsta e capitalismul, editura trăiește pe bani, ca în orice societate capitalistă, normal că dacă dai bani, scoți cartea, dar este foarte interesant dacă editorii au și spirit de discernământ. Dacă sunt să discernă ce este bun și ce este rău, într-unul care spune un manuscris în brațe și domnule, scoate și mie cartea asta, că am banii necesari și fă-mă poet. Din păcate, au mai apărut și poezii și unii au și pătruns. Este marea surpriză din o discuție pe care am avut-o chiar astăzi cu academicianul Mihai Cimpoi, care se află în oraș, la un simpozion mare. Se dă o bătălie și la Chișinău și la București de a opri avalanșa de scriitori care vor să intre în Uniune și se pare că în privința asta se vor reglementa. Apar reglementoi privind primirea, de, mai ales de poeți, în Uniunea Scriitorilor, pentru că nu toți confirmă, nu toți sunt, într-adevăr, poeți. Doru are, în schimb, bunul simț, pentru că ăsta este cuvântul, el însuși, fiind poet, și nu numai poet, dar și prozator, un prozator interesant, am să vorbesc ceva mai încolo, sau cu el am să închei, de a discerne. Și în momentul când a lansat o colecție, bătându-mă și pe mine la cap acum vreo 5 ani, să scriu o carte, dar spunându-mi ce fel de carte, să scriu un vers clasic. Bine, ca tot românul, ca tot poetul contemporan, nu numai de aici, dar și de alte meridiane, normal că am practicat și practic poezia versului liber, o practic și pe cealaltă și poezia versului clasic, cu ea am debutat în urmă cu 50 de ani, dar m-a pus să scriu și atunci am dat seama care sunt criteriile lui. Deci nu publică orice, oricum, la grămadă, numai pentru că trebuie să iasă un ban ca editor. Fapt pentru care îl felicit. Pentru că tot ce a publicat în materie de poezie trece printr-un filtru, printr-un lui, sunt sigur, dar are și un colectiv de oameni care citesc cu atenție manuscrisele. Deci, de la momentul colaborării mele cu Ștefan Doru Dănucu și la apariția cărții pe care mi-am publicat-o acum 5 ani, Secretul Clepsidrei, mi-am dat seama că el este un dușman declarat al non-poeziei, indiferent cât de postmodernistă, cum se poartă acum, ar fi. Deci, am avut iubirile merg toate în paradis al domnului Angel Zanfirta. Nu știu dacă este aici. Ce spui? Nu este. Este o poezie interesantă, nu iese prea mult din canoane, dar este bine scrisă gramatical românește, chiar dacă este în vers liber. Este o poezie care are și anumite sentimentalități ale ei. Dar nu, luându-mă valul, am uitat să am trecut repede. Nu. Vreau să spun că am vorbit cu domnul Virtu Părăianu. Domnul Virtu Părăianu este un poet autentic, asta vreau să spun. Vreau să spun. Este un poet care este, are deasupra lui harul muzeii poeziei.
Și ceea ce m-a uimit în cele trei volume de versuri, care sunt niște mărturisiri, dacă vreți, sunt niște jurnale de existență. La un moment dat, când am văzut trei volume, unul după altul, 2015-2016, am zis, opa, păi, ce se întâmplă aici, să scrie așa cu furie lirică versuri, a trebuit să mă supun ca să nu scriu prostiuțe, să le citesc, le-am citit, în două zile le-am citit. Doar nu ia să zic așa de bon ton, pentru că sunt prieten cu Doru Tăncuș, pentru că m-am prins așa în trecut, domne, ce este? Și atunci mi-am dat seama că este, cum am spus, un jurnal de existență. Dar doctorul Mirdu Pârâianu are și un ce al lui. Se autodepășește. Adică caută întotdeauna anumite noutăți de limbaj, chiar dacă e în vers liber, în așa fel încât să nu dea impresia de copy-paste, spunem noi acum, sau de autopastice. Ceea ce este un lucru meritoriu pentru un om care iubește sincer poezia și care, ceea ce este foarte important, trăiește poezia. În momentul în care trăiești poezia, bag seama care și foarte bune lecturi de poezie contemporană modernă, dar în momentul în care trăiești poezia, poți să dovedești că într-adevăr ești poet. Trecem